Bună și bine ați revenit pe canalul meu! Ce credeți? Că lipsește anul acesta calendarul advent de la Sinsei cu bijuterii pentru Crăciun și anul nou? Nu! Avem aici calendarul de la Sinsei Sparkle Moments. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Acest calendar cred că l-am luat în luna octombrie și am dat pe el 59 sau 69 de lei. Nu mai știu foarte bine suma. Mi l-am cumpărat numai pe acesta, pe roșu. S-a scumpit, vă dați seama. Anul trecut am dat 39 de lei pe el, asta știu sigur. Acum s-a mai scumpit, dar nu contează. Vom vedea bijuteriile. Mie îmi plac aceste bijuterii. În timpul sărbătorilor de iarnă, cam în fiecare zi îmi schimb cercelușii și bijuteriile. De exemplu, ca să vă arăt, acum am în urechi acești cerceluși, nu știu dacă îi vedeți voi, sub formă de stea. Deci chiar port aceste bijuterii. Bineînțeles, m-ați întrebat dacă se păstrează bine de-a lungul timpului. Unele da, unele nu, depinde și cum le purtați, adică dacă le introduceți în soluții de spălat vase, tip inelele, să zicem așa, sau vă spălați cu ele la, în urechi sau la gât, nu țin, vă dați seama că nu, dar ele sunt frumoase și ne înfrumusețează aceste sărbători de iarnă și mă bucur de aceste mici bijuterii. Dar haideți să nu mai lungim și haideți să deschidem acest calendar. Și vom începe cu numărul 1. Vedeți și voi aici, numărul 1. Vom face la sfârșit o recapitulare a produselor găsite. Și aici, a căzut. Deci, foarte bun acest calendar, dar a căzut, bineînțeles, încerc să recuperez, stați liniștiți că recuperez produsul, sper eu. Au căzut toate, vai, 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 vai. Haideți să luăm așa, numărul 1 sunt acești cercei. Foarte frumos, pe auriu cu steluțe, chiar sunt drăguți, lungi. Numărul 2 este aici și o să deschidem. Bun. Și la numărul 2 avem acest lanț, care este cu o fundiță, are un pandantis sub formă de fundiță, tot pe auriu, foarte frumos și destul de lung, după cum vedeți. Numărul 3, să vedem, este aici. Ok. Și să vedem ce avem aici, pentru că s-a dus în jos toate bijuteriile, wow! Sunt tot niște cerceluși, ia uitați cât de frumos sunt, cu brăduți și cu globuri lungi, pe auriu, chiar foarte frumoși. Numărul 4, wow, aici. Și vedem ce găsim aici. Și au căzut. Cred că voi lua primul produs pe care îl regăsesc aici. Și este un set format din lanț auriu cu un fulg de zăpadă și cu cerceluși. Foarte drăguț, foarte frumos. Numărul 4. Numărul 5 este aici, așa, este mai micuț. Și pe acesta l-am găsit la locul lui. Sau așa zic eu. Imediat. Este un inel. Acest calendar are și un plastic. Da, este un inel aici. Și este foarte frumos cu un ren, tot pe auriu. Bun.
Numărul, acesta a fost numărul 5. Numărul 6, numărul 6 îl avem aici și să vedem cum îl deschidem. Îl deschidem de aici și avem tot un set, după cum văd eu aici. Are un plastic și trebuie rupt acest plastic. Bun. Este un set cu ceva roșu, cu o biluță roșie. Setul este format din lanț, vedeți aici, și din acest cercei micuț. Acesta a fost numărul 6. Numărul 7 este aici. Oh, acest calendar n-a fost foarte bine realizat pentru că toate au căzut mai jos decât cutiuța, dar le luăm pe rând și le deschidem așa. Și aici avem tot un lanț foarte drăguț cu brăduț și cu globulețe și care va merge cu acești cerceluși foarte drăguț, tot pe auriu. Acesta e numărul 7. Numărul 8 este aici sus. La fel, să rupem acest plastic și luăm și produsul de aici, dacă îl putem scoate. Este tot un inel cu acest baston dulce. Acesta a fost numărul 8. Numărul 9. Numărul 9. Stați că nu văd numărul 9. Este aici, este mai micuț. Și haideți să vedem ce găsim. Nu este așa de micuț. Este un lănțișor cu această formă de omuleț cu, de turtă dulce. Așa arată. Este foarte simpatic și finuț. Numărul 9. Numărul 10 este aici jos. Și avem... Ta-ta! Imediat... Numărul 10, cred că avem o brățară, este brățară, ia să vedem dacă este brățară sau nu, ia să-l desfacem noi. Sau este lanț, nu-mi dau seama în acest moment, dar deschidem. Este un, este o brățară, după mărime, nu este foarte mare, este cu acest ren și avem la această brățară acest ineluș cu ren. Ok, numărul 10. Numărul 11 este aici și avem niște cerceluși. Deci, după cum se vede, se formează niște seturi foarte drăguțe și o să vedem acum. Acești cerceluși, tip fundiță, care merg cu acest lanț. Și acesta a fost numărul 11. Numărul 12 este aici, este mai micuț. Vedem ce este aici. Tot așa, să rupem acest plastic. Și avem un inel cu brad. Bun. Numărul, acesta a fost numărul 12. Numărul 13, la fel, este destul de măritor și vedem ce este aici. Ia să vedem ce avem aici. Wow! Niște cercei destul de mari pe argintiu acum. Eu nu știu cum... Așa, pardon, scuzați. Așa. Numărul 13. Numărul 14 este aici jos. Îl deschidem imediat. Și să vedem ce este la numărul
14. Facem așa, să vedem dacă găsesc ceva. Bă, unde s-au dus? Ah, sunt aici. Stați un momentuț. Și avem numărul 14. Sunt două inele și scrie Merry Christmas, dar sunt două inelușe. Numărul 15. Numărul 15. Îl văzusem eu undeva. Imediat. 16 este aici. 14. Și nu văd numărul 15. Ah! Numărul 15 este aici. S-a rupt deja. Haideți să vedem ce găsim la numărul 15. La numărul 15 avem tot un inel, dar sub formă de fulg de nea, care la care avem și cercelușii. Numărul 16 este aici. Să vedem ce găsim la numărul 16. La numărul 16 găsim cu fundiță. Deci până acum avem așa. Avem cercelușii cu fundiță. Ce mai avem cu fundiță? Imediat să vedem. Parcă mai aveam ceva. Da, lănțișorul și avem și brățara acum, la numărul 16. Numărul 17. Numărul 17 este aici. Și avem niște cerceluși. Imediat deschidem. Bun. Și sunt aceste bastoane la care avem, imediat să le regăsesc, unde sunt bastonașele? Imediat. Aceste bastonașe merg, nu, că sunt tot cerceli, scuzați, nu sunt atentă. Ah, inelul, avem tot cu bastonașe. Numărul 18. Mergem mai departe. Este aici. Și avem, imediat să vedem ce avem aici. Oh, se deschide destul de greu. Să luăm de aici. Avem un inel simplu cu o pietricică albă. Numărul 18. Numărul 19 este aici jos. Și avem, imediat, scoatem. Un lănțișor cu ren. Mai avem cu reni. Ia să vedem ce avem noi. O brățară cu reni. Și mai avem, și mi se pare și un inel, dacă nu greșesc eu, imediat, dacă îl văd, da, este acesta. Deci avem acum și un lănțișor cu ren, foarte drăguț. Și acesta a fost numărul 19. Numărul 20 este aici și este... Oh! Și au ieșit mai multe. Dar nu contează. Vai, dar ce s-a încurcat? Da. Și nu-mi dau seama cum s-a încurcat. Vai, cât de rău. Op. Deci acesta a fost numărul 20 și cred că vine de la 23 restul. Avem și o brățară cu fulg de nea. Acesta a fost numărul 20. Numărul 21. Numărul 21 este aici. Haideți să vedem ce avem la numărul
21. Deci nu este foarte bine făcut acest calendar. Bijuteriile au căzut în alte locuri, cum ar veni, dar căutăm să vedem ce este la numărul 21. Până la urmă ne bucurăm de produse. Numărul 21, avem un lănțișor cu brăduț. Numărul 22 este aici jos și aici a stat produsul. Și avem o brățară cu brăduț. Numărul 23 este aici și aici avem cerceluș cu oameni de turtă dulce. Uitați cât de frumos sunt. Și numărul 24 avem ce-a mai rămas pe aici și mai avem un lănțișor cu om de turtă dulce. Bun. Și acestea au fost produsele. Cam așa arată și calendarul. Și haideți să le aranjăm un pic. Deci, cu brăduț avem un lanț. O să-l deschid să vedem cât este de lung. Da, este destul de lung, după cum vedeți. Bun. Deci, avem lanț cu brăduț. Avem brățară cu brăduț. Ce mai avem cu brăduț? Ia să vedem noi. Avem și, mi se pare că și un inel cu brăduț, dacă îl găsesc, da. Avem și inel cu brăduț. Bun. Avem acești cercei, singuri cercei care sunt pe argintiu cu aceste dungi alb și roșu. Apoi, cu acești oameni de turtă dulce avem lanț. Ce mai avem? Imediat să găsim. Cerceluș. Brățară. Foarte frumos. Îmi plac foarte mult acești cerceluși cu fulg de nea. Și cu fulg de nea avem și inel, avem și brățară și, după câte știu eu, avem și cumva și mai avem și acest set cu fulgi de nea. Deci destul de mult cu fulgi de nea, dar sunt foarte drăguți. Cel mai mult îmi plac acești cercei lungi. Bun. Cu pietricică roșie, cercei cu lanț. Cu fundițe avem acest lanț, brățară, cerceluș. Cu ren avem brățară, inel, cu ren, și mai avem, așa, avem și lanț cu reni și cam atât. Cu aceste bastonașe avem cercei și inel, un inel cu piatră albă, scuzați, două inele cu Merry Christmas, arată așa, foarte frumos acesta, cred că e brățară, haideți să vedem, eu zic că este brățară, imediat. Da, este brățară după lungime. Cu acest brăduț și cu globulețe. Și acei minunați cerceluși, la fel, cu brăduț și globulețe. Pe total sunt produse foarte frumoase. Păcat că, din punct de vedere calitativ, calendarul n-a fost foarte bun, pentru că toate produsele au migrat în alte căsuțe, dar
Eu mă bucur de produse. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!